judeca la tribunal o situație de acest fel. Deci exercițiul este binevenit din mai multe puncte de vedere. În primul rând, este un exercițiu aproape cu organizare aproape de realitatea unei situații care, Doamne ferește, s-ar putea întâmpla undeva. Și mai ales în dată fiind conjunctura asta internațională, vă dați seama ce important e să fim și noi pregătiți pentru o asemenea situație. În al doilea rând, este un exercițiu care vine și susține moralul cetățenilor. Cetățenii care au aflat și văd ce se întâmplă aici, vor avea siguranța faptului că și în România, așa cum și în alte părți, dar mai sigur pentru ei ce se întâmplă în România sau mai important, este că și în România există instituții, există trupe specializate și pregătite special pentru a interveni în aceste situații cu risc ridicat. Și de aceea vă mulțumesc și noastră pentru faptul că ați comunicat cu cetățenii în aceste zile pentru a-i pregăti, pentru a nu crea panică în primul rând, pentru că vedeți o desfășurare de forțe de această amploare, pune mari semne de întrebare cetățenilor, disperați unii ar suna la 112 să vadă despre ce e vorba și mulțumim pentru faptul că i-ați informat și noastră pe această, pe căile noastre specifice. Și